și am ajuns la sediul central administrativ al orașului București, respectiv primăria municipiului, aflată într-un palat proiectat de către arhitectul Petre Antonescu la începutul secolului, inițial destinat nu primăriei, ci Ministerului Domeniilor și Lucrărilor Publice. Ăsta a fost rolul inițial pe care l-a avut această clădire. Putem ușor să mergem în stânga, ca să mai scăpăm un pic de zgomotul traficului. În cazul primăriei, ea se găsește pe locul unde era un loc viran înainte, respectiv cu vechea denumire turcească de Maidan. Aici era Maidanul lui Duca. Casele Ghiculeștilor se pare că se opreau undeva în spate, deci casa lui Costache Ghica era undeva mai în spatele Palatului Primăriei, pentru că este o fotografie care îi se face din Cismigiu și unde se vede direct această casă. Iar pe Maidanul lui Duca se luase obiceiul ca de moși să se facă bâlci. Deci aici se adunau, probabil că majoritatea dintre noi am prins măcar copii un astfel de bâlci cu dezordinea aferentă, cu fel de tarabe, cu fel de distracții din astea. Erau la vremea aceea la scrânciob, la dulap se chema, o formă veche de carusel și de roată. Așa, și totodată cu ceea ce reprezentau progrese tehnice la vremea aia, panoramele cumva relativ la ceea ce se întâmpla la sala Slătineanu cu diorama, îți permiteau să vizionezi printr-o succesiune de imagini informații de pe cuprinsul mapamondului. Respectiv erau foarte încântați bucureștenii la începutul secolului, până 1905, la panorama lui Winter, să vadă imagini din războiul ruso-japonez care se desfășura la jumătate de lume distanță și care le erau accesibile. Era un soi de CNN la vremea respectivă. Locul era închis pur și simplu cu un gard de uluci și a fost desființat în 1906, când s-a început construcția a ceea ce este până în prezent Palatul Primăriei într-un stil neoromânesc. E o clădire superbă și corespunde unui interior la fel de bine realizat. Și a rămas, începând cu perioada interbelică, sediu primăriei orașului București. Deci aici și-au desfășurat activitatea niște edili, cum ar fi Pache Protopopescu. Pache Protopopescu e în perioada dinainte. Vreau să spun Dem Dobrescu. Sau cei din perioada comunistă, așa cum au observat mai mulți istorici ai Bucureștiului, foarte rare cazuri de edil bucureșteni care să reușească să ducă o viziune coerentă și nu neapărat din vina lor, ci pentru că desele schimbări de partide politice făceau să alterneze și la conducerea primăriei în perioade care nu le permiteau să desfășoare un program mai intens de activitate. De exemplu, se făcea la un moment dat un calcul, dacă l-am reținut corect, în 40 de ani de domnia lui Carol I, între 1866 și 1906, se succedaseră 28 de primari bucureșteni, deci avem o medie de un primar la un an și jumătate. Nu prea e suficient ca să poți să desfășori un program coerent, iar după 90, ceva așa tot legat de clădire în sine, se pare că a fost și o rampă de lansare la președinția capitalei, nu-i nevoie să mai dau nume, dar... La un moment dat, personalități care au fost primari ai Bucureștiului, după aceea s-au afirmat și în funcții politice mai înalte, ajungând până la aceea de președinte. Așa, noi ne îndreptăm acum atenția către roata de foc. Se vede deja turnulețul vopsit în alb și roșu și se va vedea mai bine odată ce ajungem înspre cheiul Dâmboviței. Este vorba de unul dintre primele posturi de pompieri din București. Pompierii își au existența încă din perioada fanariotă, pentru că, așa cum vorbeam, incendiile au fost o problemă recurentă a Bucureștiului, cele mai mari fiind în 1718, respectiv 1847, marele foc de care vorbeam în centru vechi. Inițial aveau o denumire turcească, se numeau tulumbagii. Tulumbagii de la turumbe, pompele de mână pe care le cărau cu ei, nu erau conectate la ceva, și erau dependenți de o altă breaslă despre care o să vorbim un pic mai în față, respectiv de sacagii, cei care cărau apa și care trebuiau să le asigure apa necesară stingerii incendiilor, dacă nu se bazau direct pe mâna locuitorilor mahalalelor care cărau apă din Dâmbovița ca să o stingă, așa cum menționează istoricii mai vechi ai Bucureștiului, de multe ori, de fapt, incendiul se stingea când rămânea fără material de foc, propriu-zis. Însă asta nu înseamnă că oamenii nu își dădeau silința,
tot de istoria pompierilor se leagă episodul eroic de pe ceea ce ar fi trebuit să fie în partea stângă, unde se întrevede așa un colțișor de palat al Parlamentului, dar ar fi trebuit să fie dealul Spirii, locul unde detașamentul de pompieri comandați de Pavel Zăgănescu a rezistat câteva ore în fața unor trupe otomane net superioare numeric și ca armament. Deci pompierii sunt cei care au ținut cu arma în mână cauza Revoluției de la 1848. Și ulterior, în timpul domniei lui Carol I, se începe o utilare intensă a corpului de pompieri. Sunt aduse pompe, sunt aduse scări mecanice din Germania și în felul acesta încep să capete eficiență. Și totodată, un mare plus este dezvoltarea rețelei de conducte de apă din București, care în felul ăsta le pune la dispoziție și materialul principal pentru stingerea incendiilor. O treabă de vitejie a pompierilor din perioada domniei lui Carol I, deși ușor macabră, ușor mai bine macabră, o să vedem și locația în momentul când vom termina turul pe Calea Victoriei, este legat de un incendiu asociat unei mormântări. Pentru că la vremea aia normele de prevenire a incendiilor nu erau o treabă încetățenită, la priveghiul mamei banchierului Scarlat Petrovici Armis, unul dintre cei mai bogați oameni, vorbeam de casa lui pe Doamnei în centru vechi. Ei bine, la moartea ei în 1892, se pare că o lumânare scăpată cumva a dus la producerea unui incendiu, inclusiv al cadavrului doamnei respective, și unul dintre pompieri a intrat în casa în flăcări, a luat corpul aflat deja în flăcări, l-a aruncat pe geamul unde a fost prins de colegii lui și în felul ăsta a salvat să fie distrus complet. Lucrul ăsta a făcut mare vâlvă în presa epocii și a fost considerat un act de eroism al pompierilor. Ulterior, s-a încercat crearea unui post de pompieri în fiecare dintre sectoarele capitale. Mai vechea împărțire a capitalei nu era pe 6 sectoare cum era astăzi, ci pe 5 sectoare care erau cunoscute sub denumirea de culori. Era roșu, galben, albastru, negru și verde. Zona centrală era zona roșie, zona boierească înspre Calea Victoriei era zona galbenă, iar celelalte erau dispuse geografic și s-a încercat construirea unui foișor de foc, primul fiind cel din zona Iancului de astăzi. Aia cu nou, care din păcate n-a fost funcțional niciodată ca foișor de foc propriu-zis, răspândindu-se astfel posturile de pompieri și în felul ăsta, așa cum Dâmbovița n-a mai fost un pericol după sistematizarea ei, odată cu dezvoltarea acestei rețele a pompierilor, nici incendiile n-au mai reprezentat un pericol atât de mare pentru capitala. Acum, dacă Dâmbovița este complet neutralizată, pericolul de incendiu este până în prezent. Cel puțin în plan local, nu înseamnă că trebuie să dăm dovadă vreodată de neglijență. Asta este cel mai modern monument din zonă, este vorba de monumentul Holocaustului. A fost inaugurat la 8 octombrie 2009, dat fiindcă ziua de 9 octombrie este declarată din 2004 ziua Holocaustului în România. Ne place sau nu ne place, și aici e discuția lungă și știu că o să apară polemici, a existat Holocaust și în România. Nu a existat într-adevăr la nivelul din Germania nazistă sau din alte țări europene, dar el a existat și a fost vorba de pogromuri făcute de legionari inclusiv la București, respectiv de deportări de cetățeni români de naționalitate, de origine evreiască sau romă, mai ales în Transnistria, unde au murit foarte mulți dintre ei. Și monumentul este realizat de către Peter Jacobi. Se văd în partea dreaptă pietre funerare din cimitirele evreiești din București și din Odessa. În partea dreaptă se vede prin sticla din laterală. Respectiv, în interiorul acestei săli, care este construită ca un buncăr, se văd inscripționate pe plăci de marmură numele victimelor cunoscute ale Holocaustului. Și avem asociate și o anumită simbolistică. Putem să intrăm. Și vedem astăzi astfel pe plăcile de marmură inscripționate numele celor care au murit. Principala chestiune care este dezbătută până astăzi vis-a-vis de faptul că n-a existat Holocaust în România este că, într-adevăr, Mareșalul Antonescu nu i-a permis lui Hitler să deporteze el direct
cetățenii de origine evreiască sau roma ai României, s-a ocupat guvernul român, fiind la un moment dat vorba și de degringoladă administrativă. Chiar la un moment dat s-au pierdut anumiți cetățeni pe traseu, dar asta nu scuză pe nimeni. Sunt oameni care au murit de foame pe la Bug și prin alte zone din Răsărit. Vedem și pietrele tombale de care vorbeam, aduse din cimitirele, fie din cimitire bucureștene, fie din cele din Odessa, unde la fel firea impulsivă a mareșalului Antonescu a dus la violențele produse după cucerirea orașului în 1941. Cred că am mai spus chestia asta, că e îndeopște recunoscută ca o mare greșeală faptul că armata română la al doilea război mondial a trecut de Nistru spre Răsărit și a intrat în Uniunea Sovietică. Și evident că elementul central al monumentului este reprezentat de această coloană pe 20 de niveluri. Rugina în sine trebuie să trimită la Holocaust. Nu mai știu dacă am spus-o cu voi, dar mie mi-a rămas treaba asta vis-a-vis de memoria Holocaustului în întreg. Holocaust este un cuvânt de origine grecească, înseamnă ardere de tot. Inițial trebuiau să fie jertfe aduse zeilor păgâni, dar de data asta face trimitere la un fapt mult mai macabru, respectiv arderea deținuților de origine evreiască, sau mă rog, cei pe care naziștii desemnau ca Untermenschen, ca suboameni, în numeroasele lagăre de concentrare din al doilea război mondial. Cea mai bună expresie vis-a-vis de Holocaust și de violențele celor al doilea război mondial am găsit-o într-o scrisoare a episcopilor polonezi. Polonia a fost una dintre țările cele mai afectate de al doilea război mondial, unde vis-a-vis de colegilor germani, de colegilor episcopi, o citează Leszek Kolakowski. Mesajul de bază este: iertăm și rugăm să fim iertați. Adică nu mai stăm să atribuim vină, doar vrem să ținem memoria evenimentului ăsta, să nu cumva să se mai repete vreodată, și cerem iertare tuturor celor care au fost vreodată victime sau au avut de suferit de pe urma lui. Acum nu știu de unde e adunarea aia de oameni acolo, așa că nu ne vom apropia, dar fiindcă oricum locul în sine nu se mai păstrează, dar pe locul unde se găsește această clădire care aparține tot Ministerului de Interne, s-ar fi găsit până în perioada interbelică așa numitul vad al sacagiilor, pe vechiul curs al Dâmboviței. Deci aici oarecum corespundea cu aliniamentul actual, așa cel puțin presupun eu, pentru că la momentul când s-a ridicat această clădire s-au găsit vechile rămășițe ale unui bazin deschis. Deci vorbind de un bazin din cărămidă care avea trei laturi, fiind deschis înspre albia râului, ca în felul ăsta să se poată lua apă. Cine au fost sacagii? Sacagii au fost singura sursă de alimentare cu apă a orașului București până aproape de perioada interbelică. Erau niște neguțători. Numele lor vine de la saca, saca fiind un butoi pus pe un ax cu roți, deci un soi de butoi pe roți, să zicem așa, cu care se căra apa prin oraș, dat fiindcă Bucureștiul până în perioada fanariotă nici măcar cișmele nu avea. Greu de imaginat, acum revenim un pic la chestiunea Dâmboviței, deci o apă destul de poluată în epocă, pentru că traversa un oraș destul de aglomerat, care era folosită atât la gătit cât și pentru băut. Spălatul în sine era lux, adică în vechime la români existau anumite soroace pentru făcut baie pe dantregul, respectiv în ajunul marilor sărbători, după niște mungi de câmp, vorbind o treabă care până și în secolul XIX se făcea odată la două săptămâni, în perioada caldă, evident că iarna Dumnezeu cu mila. Vara, în schimb, se cunoștea faptul, și o să vedem asta și mai jos în cadrul turului, că Dâmbovița era unul dintre principalele locuri de agrement ale bucureștenilor care nu își permiteau să plece în locuri mai răsărite, și că se făcea scaldă, femeile intrând în cămeș, iar bărbații în costumul lui Adam. Respectiv, dar în revenire la aprovizionarea cu apă, până în secolul XIX aproape că nu există deloc. E adevărat că fanarioții, am amintit asta pe Calea Victoriei, fac primii pași. Alexandru Ipsilanti este cel care deschide primele două cișmele în București și este urmat exemplul lui și de alții. Se realizează o primă rețea de olane, de conducte din ceramică care aduceau apa de la izvoarele de la Grozăvești până în oraș, dar greu era asigurat tot de acești sacagii care vindeau apa, umblau prin oraș strigând "Hail up, hail up!" Și gospodinile cumpărau, așa cum spuneam, era folosită pentru băut, pentru gătit, mult mai rar pentru spălat. Pentru spălat se prefera mai degrabă apa de ploaie, care era strânsă de la burlean, de la streașină, în butoaie.
Însă mare diferență din punct de vedere bacteriologic nu prea era între apa de ploaie și aia de Nămuiță, ba chiar cred că avantajul era de partea apei de ploaie. Și drept urmare aveai nevoie de niște metode destul de empirice de tratament, respectiv apa se curăța, să spunem, cu piatră acră. Nu știam mai de mult ce înseamnă asta, am aflat că înseamnă piatră de alaun, nu stau bine la chimie, dar am înțeles că e o formă de sare, care are într-adevăr niște efecte curățitoare. Și respectiv, cred că am mai spus chestia asta, e o glumă care mi-e place, să bătea apa cu telul, deci le dădeai în cap la microbi, propriu zis, ca să poți să o faci potabilă. Aici era zona principală de unde se aprovizionau sacagii. Cum am spus, sacagii dublau pe pompieri în misiunile de stingere a incendiilor. Ba mai mult decât atâta, au fost o breaslă de utilitate publică, pentru că au cărat cu sacalele apă ca să se construiască vechiul palat al universității. Deci în momentul când s-au angajat lucrările la universitate, cei care au asigurat apa pentru șantier au fost acești sacagii, care mai erau folosiți și ca să-și facă oamenii pomană. Dacă aveai o persoană răposată în familie, plăteai unui sacagiu conținutul întregului butoi, întregii sacale, și în felul ăsta se punea o lumânare sus pe butoi și sacagiu umbla zicând: hai să-ți faci pomană la apă. Și în momentul în care oamenii luau apă, ziceau să fie de numele celui pentru care se împărțea apa respectivă. De ei se aprovizionau sacagii cu apă și nu degeaba am făcut cumva turul Palatului Vămii Poștelor, pentru că pe locul lui s-a construit și prima clădire care a ținut de o alimentare mecanică cu apa Bucureștiului. Aici era Casa Apelor și aici se găsea mașina de foc. Aici unde? Pe locul ei. Aici se găsea mașina de foc. Respectiv, în timpul domniei lui Bibescu Vodă, s-a adus de la Paris un motor cu abură, stație de pompare propriu-zisă, care lua apă din vadul sacagiilor din bazinul ăsta și o pompa în mica rețea de conducte, ca să ne dăm seama, în timpul lui Carol I, și nu chiar în primii ani, aveam 10 km de conductă în tot București. Deci era o treabă infimă, dar o primă treabă făcută în timpul domniei lui Bibescu a fost crearea acestei instituții și deschiderea unei prime fântâni arteziene, care astăzi nu mai există, în zona actualei șosele Chiselef, unde cel care va amenaja și Cismigiu, un botanist austriac, Mayer, realizează o primă grădină publică. Acolo, ca să fie atracția completă, se face și o fântână arteziană și la momentul inaugurării sale, lumea asistă cum apa este aruncată, spune cronicarul, 25 de stângere, ar însemna 50 de metri în sus. Mi-e greu să cred totuși că a zburat apa atât de sus, dar cert este că a fost un eveniment într-adevăr cu foarte mare audiență. N-a fost o treabă foarte durabilă, în schimb, pentru că în continuare instalațiile erau rudimentare, respectiv mai ales sistemul de filtrare era o problemă. Filtrele pentru conducte erau făcute din câlți de lână. Erau niște ghemotoace de lână care se băgau acolo și dați fiindcă pe Dâmbovița circulau inclusiv cadavre de animale. Era un pic problematic să asiguri funcționarea filtrelor. La un moment dat, Moș Gheorghe Fântânaru, rămas cumva în istoria capitalei ca unul din primii amploiați ai Casei Apelor, cobora înjurând în conductele respective, încercând să scoată obiectele care blocaseră circuitul apei. Treptat însă, sub domnia lui Carol I, rețeaua se extinde și este dublată pentru prima oară în istoria noastră și de o rețea de canalizare. Lui Pache Protopopescu o datorăm și, din păcate, în multe locuri, de pe vremea lui, o avem până astăzi. Eu nu prea s-a mai umblat la ea. Până atunci, tot ce aveam noi ca sistem de scurgere a apelor pluviale sau menajere erau niște amărâte de șanțuri semi-deschise, e greu, ușor de imaginat ce miros emanau alea vara, sau în cazul anumitor curs, pur și simplu niște haznale în spatele curții, problemul care ne mai confruntăm și astăzi până în mediul rural, care iarăși dădea un miros specific. Însă în București, domnia lui Carol I face într-adevăr minuni în ceea ce privește canalizarea apelor și tot prin zona asta, vis-a-vis în continuare de istoria Dâmboviței, se găsea și un local care se folosise de, să zicem, o vedetă locală, respectiv era localul la Ghiță Berbecu. Ghiță Berbecu nu era o metaforă, era pur și simplu un berbec rătăcit de turma sa, care ajunsese să aciueze în București, prin zona relativ bună, să zicem, a Protipendadei, fiind gratulat cu fel de gustărele de către cei care veneau în zonă, ba mai mult decât atât, că pătea serviciu fumatului și accepta țigări aprinse, pe care apărea știa să le fumeze de la... Da. De la cei care veneau la local. Ei bine, proprietarul lui nu a luat mult
ca să speculeze toată treaba asta. El ținea aici o bodegă unde pe lângă vinișorul caracteristic aveau așa și berbeca, aveau grătare națională, așa se numeau instalațiile care ne-au făcut an de zile campionii colesterolului până Europa, respectiv mititei pe strămioară și alte chestii de genul acesta, dar principala vedetă era într-adevăr acest ghiță berbecu care venea liniștit și mai și fuma din când în când spre deliciu privitorilor. Același ghiță se pare că fiind un pic agasat de un comandant, chiar de pompier se pare, în momentul când ăsta făcea instrucție cu oamenii, a venit din spate și a tras și el o corecție, arătând că avea memorie. Din păcate, localul a fost distrus de un incendiu și n-a mai fost refăcut ulterior. Era pe malul de atunci al Dâmboviței. Da, un pic ironică treaba, dar cum spuneam, existau și scăpări. Ori așa, oricine știe, poate chiar de la o țigară a lui Ghiță Berbecu, bine, glumim la momentul ăsta, dar era o zonă pitorească, într-adevăr, la momentul respectiv. Am părăsit Mahalaua Domnița Anastasia, ne aflăm în spatele primăriei municipiului București, ca să intrăm în Mahalaua Gorganiului. Acum, de Gorgani vorbeam la începutul turului, că el ar trebui să fie ca niște tumuli, sunt niște morminte ale regilor migratori care sunt presărate prin stepă, pornind de la Șciți și venind la celelalte populații migratoare. În cazul ăsta, așa a crezut Alexandru Odobescu și despre Gorganul, pe care o să-l vedem ceva mai încolo, dar s-a dovedit a fi neadevărat în urma unor săpături arheologice, care au dovedit faptul că nu exista nimic dedesubtul movilei respective. Și atunci s-a tras concluzia că este de fapt vorba de o grădiște a Dâmboviței, de un loc înalt la malul apei, ceea ce era foarte avantajos pentru zona asta, deoarece asta era una dintre mahalalele cel mai expuse la revărsările anuale ale râului. Atât de expusă era zona asta la asemenea evenimente, încât prin secolul XIX este atestată prezența belciugelor pe zidurile casei locuitorilor din mahalaua asta. La ce serveau belciugele astea puse pe la 1,2 m? Ca să zlești barca. Pentru că inundația nu era o treabă de dacă, ci era o treabă de când. Așa, și drept urmare era bine să fii pregătit în momentul când venea inundația, te urcai frumos în bărcuță și plecai cu barca până când scădea apa, după care te întorceai frumos în casă și dacă aveai norocul să ai pivniță, puteai să prinzi pește în propria-ți pivniță, deoarece apa ați lăsat din belșug. Treburi din astea, nu se mai păstrează evident niciun belciug din ăsta care se amintească de vesela perioadă când se transforma toată zona asta în câte o mică Veneție, așa, în perioada inundațiilor Dâmboviței. Și tot relativ la împărțirea zonei, mai avem de-a face cu o chestiune vis-a-vis de modificarea ansamblului ei. Vorbeam lucrul ăsta, dar cred că îl vorbeam cât am luat o mică pauză, că zona este delimitată artificial. Da. Mai înainte, toată zona asta, cum spuneam, în dreptul Cismigiului, o să o luăm pe acolo, era o mare zonă mlăștinoasă, pornind din Cismigiu și mergând până la Biserica Sfântul Elefterie. Ceea ce a dus la delimitarea zonei a fost un drum care astăzi nici nu se mai cheamă așa și nici nu mai începe de unde începea. Este vorba de actuala Calea Plevnei, denumit așa după războiul de independență, în amintirea redutei Plevna, unde am câștigat practic războiul odată cu predarea lui Osman Pașa, dar ea mai înainte se chema Podul de Pământ. Și o să fac o mică pauză acum vis-a-vis de ceea ce spuneam, că ne-am apropiat de un alt obiectiv, respectiv în partea stângă se deschide o străduță cu un nume destul de interesant, străduța Gutenberg. De ce avem denumirea inventatorului tiparului dată la o străduță? Pentru că aici lucra grosul angajaților de la imprimeriile statului și atunci cumva s-a mers pe asociere și s-a dat numele de Gutenberg și pe străduța asta a locuit până în perioada interbelică la numărul 3, unde nu se mai păstrează mare lucru, dar putem să vedem măcar unde a fost și după care să revenim în teren. O personalitate, să spunem, inedită a României de altă dată, un cantacuzin de data asta, este vorba de generalul Gheorghe Cantacuzino Grăniceru, cel poreclit Zizi Cantacuzino. Despre el coboară din vița lui Șerban Vodă Cantacuzino. În perioada tinereții, după o carieră de ofițer, după ce a făcut școala de ofițeri,
i s-a pus în cârcă, se pare cu destul de dovezi, o apropiere cam mare față de principesa Maria, de viitoarea regină Maria, ceea ce a dus la un moment dat la îndepărtarea celor doi. Ulterior, în primul război mondial, ăsta este numărul 3, dar casa în sine nu mai există, a fost lăsată pe clasica metodă să se degradeze până când a putut fi demolată. Se pare, dacă ceea ce am citit eu este corect, că anexele, dependințele din partea stângă ar mai fi cele ale vechii case dinainte. Ei bine, acest Gheorghe Cantacuzino a comandat mai multe structuri militare, a participat la războiul, al doilea război balcanic, la conflictul împotriva Bulgariei, respectiv în primul război mondial a comandat un regiment de grăniceri, de acolo i s-a tras porecla și este cel care a ocupat Brașovul în 1916 când am declarat război, a fost una dintre primele noastre victorii și s-a făcut remarcat în felul acesta. Mai mult, cu un an înainte de începerea războiului, omul reclamase faptul că armata regimentului, dar și situația în ansamblu era aceeași, avea o slabă dotare tehnică, drept urmare, neprimind răspuns la cererea lui, și a vândut o moșie și a cumpărat el singur 15 mitraliere ca să-și înzestreze regimentul cu armament modern. O personalitate interesantă, într-adevăr, generalul Berthelot, pe care l-am avut în misiunea militară franceză în primul război mondial, spunea că ăsta este un om pe care să-l ții închis pe timp de pace și să-i dai drumul pe timp de război. Deci aparent era un caracter din ăsta mai marțial, să-i spunem. Argetoianu spune că a fost un ridicol toată viața lui despre același Cantacuzino Grăniceru, dar bine, să știe că nu avea, nu e ardeiul iute cât era limba lui Conu Costic Argetoianu în memoriile sale. Cert este că, fiind clar o personalitate radicală, s-a asociat în primele momente chiar cu Corneliu Zelea Codreanu și cu mișcarea legionară, respectiv cu Garda de Fier. În momentul în care a avut loc asasinatul prim-ministrului Ighe Duca în gara din Sinaia, legionarii sau cel puțin Garda de Fier au fost scoși în afara legii. S-au folosit un tertip administrativ, eu explic în mare, știu că istoria are mai multe dedesubturi și pe tema asta, în general, pasiunile sunt încă vii, dar în linii mari asta a fost. În momentul în care Garda de Fier ca denumire este scoasă în afara legii, generalul Cantacuzino, acum deja trecut de 60 de ani, cred că trecut de 70 de ani de fapt, era născut în 1869, da, era, se apropia de 70, este pus în față și este numit președinte al noii organizații politice, Partidul Totul pentru Țară, al cărui sediu este fixat în locuința lui, din strada Gutenberg numărul 3. Simbolic, în 36 a mers împreună cu comandoul legionar la luptele din războiul civil din Spania, celebrul tablou Guernica și cultul dedicat ulterior de legionarului Moța și Marin, cei doi care au căzut pe frontul din Spania și care aveau mausoleu. Nu aceasta este Casa Verde de bază a legionarilor, aceea se găsește în Bucureștii Noi, unde se găsește și, mă rog, se găsea mausoleul lui Moța și Marin, dar și casa aceasta a jucat un rol important și ăsta era, să spunem, un fief al legionarilor în epocă. Generalul a murit în 1937, deci nu a prins grosul violențelor legionare. O persoană pasionată de istoria asta mi-a trimis în schimb o poză cu capela lui din cimitirul Belu, este îngropat în capela familiei Cantacuzino Vița Șerban Voievod și avea straje de legionari la mormânt până la momentul rebeliunii legionare din 41 și a scoaterii legionarilor în afara legii propriu-zis. Acum revenind în teren, din păcate pentru noi acum, dar din fericire pentru ea, și clădirea asta este acoperită de schele, este clădirea Arhivelor Naționale. A fost inițial clădirea Monitorului Oficial, fondat în timpul lui Alexandru Ioan Cuza, era organul de publicitate al statului, organul de anunțare a noilor proiecte de legi, ceea ce a rămas până astăzi și este unul dintre atributele statelor civilizate. Nu te poți pretinde stat civilizat fără să ai un asemenea organ de presă. Dar în 1984, odată cu demolările făcute în zona Palatului Parlamentului, s-a demolat inclusiv ansamblul de la Mihai Vodă, la mănăstirea Mihai Vodă. Biserica a rămas în picioare, însă clădirea arhivelor făcută împrejurul ei a fost demolată și automat arhivele au fost mutate aici, ceea ce a dus la un întreg
proces din acesta de relocare și până de curând, probabil că renovarea asta o să le acopere, i-a păstrat și urmele gloanțelor din decembrie 89, când a fost considerat obiectiv terorist și s-a tras în ea, cel mai probabil degeaba. Nu sunt eu deținătorul secretelor Revoluției de la 1989, dar majoritatea tind să spună lucrul ăsta, că cine a tras în noi, păi chiar noi am fost dezinformați, propriu-zis. Între ea, acum e mult mai vizibil că e în perioada de iarnă, vara e aproape de negăsit de liziera copacilor, se găsește bustul uneia dintre părinții istoriografiei române moderne. Este vorba de Dimitrie Onciu, nu-i pus degeaba aici, pentru că el a fost primul director al Arhivelor Naționale din România, dar este alături de nume precum Bogdan Petriceicu HD-ul sau Alexandru Xenopol și alții, bineînțeles, se numără între părinții fondatori ai istoriografiei române moderne. El este cel care lansează tradiționalismul critic. Era celebru pentru o vorbă pe care o spunea inclusiv studenților când făceau o afirmație istorică. Foarte interesant. Ai documentul? Adică toată cercetarea istorică se face pe bază de dovezi și nu pe bază de supoziții. Tot pe bază documentară, mă depășește amploarea cercetărilor lui, a reușit să demonstreze condițiile formării poporului român, răspunzând teoriei lui Rösler, aia care presupunea că noi romanii au plecat cu totul din Transilvania, ne-am format la sud de Balcani și după aia ne-am întors într-o provincie care, ce să vezi, era goală, ceea ce e un nonsens istoric, nu iau partea niciunei cauze, dar nu există așa ceva nicăieri în istoria umanității. Și totodată a fost primul președinte al Comisiei de Heraldică din România. El inițiază și studiul acesta al Comisiei de Heraldică. Menținerea posterității sale, atât din punct de vedere al operei, cât și al memoriei, se datorează principalului său discipol Aurelian Sacerdoțeanu, cel care publică două volume cu operele complete ale lui Dimitrie Onciu. Și am ajuns la o altă clădire cu un aspect arhitectonic mai mult decât interesant. Aici vedem că sunt niște elemente eclectice băgate în decor. Vedem și anii construcției trecuți pe frontispiciu 1929-1932. Inițial a fost Palatul Medicilor Veterinari din România, dar a trecut la Ministerul de Justiție și acum este sediul Asociației Magistraților din România. Vedem și niște teme de inspirație egipteană în ceea ce privește balconul. Și o arhitectură care amintește clar de perioada interbelică. De data asta, iarăși suntem un pic în sfera legionară, respectiv arhitectul aici a fost Constantin Ioțu. După nume ne dăm seama că era macedo-român, cu studii și fiind studii serioase în arhitectură și fiind un discipol al lui Ion Mincu, deci un promotor al stilului neoromânesc. Probabil că principala lui contribuție la arhitectura bucureșteană este reprezentată de Biserica Sfântului Elefterie Nou, cea care se găsește în Piața Operei, pe ale cărui planuri le-a donat. Deci nu a luat niciun leu pentru planurile astea. Însă a fost și ca orientare și în ceea ce privește activitatea foarte apropiat de mișcarea legionară și de guvernul Antonescu. I-a ridicat vila mareșalului Antonescu de la Predeal. El este cel care a construit Casa Verde din București Noi și, drept urmare, e ușor de înțeles de ce la momentul venirii comuniștilor la putere n-a fost foarte bine văzut, deși altfel, din punct de vedere profesional, a fost o personalitate marcantă și a fost și decanul școlii de arhitectură între 1940 și 1944, ulterior trăind într-un quasi-anonimat, dar el este cel care marchează parte din zona aceasta, pentru că ne apropiem ușor-ușor de ceea ce, probabil să luăm o mică pauză până trece sirena. Ne apropiem ușor-ușor de ceea ce regele Carol al II-lea voia să fie cetatea universitară a Bucureștilor. Carol al II-lea, care a căutat să se afirme pregnant în domeniul culturii, a și reușit în anumite aspecte, a căutat să se remarce în primul rând prin reorganizarea vieții studențești, descorsetată cumva din cadrul destul de strâmt al universității în locația ei actuală și să creeze în zona asta a facultății de drept, unde vom termina turul de astăzi, să creeze o cetate universitară care să reunească mai multe facultăți și mai multe instituții de cultură și să dea astfel un nou lustru
în mediul academic din România. A reușit numai în parte, dar au existat niște tentative care au produs asemenea clădiri și Constantin Ioțu este unul dintre cei care au influențat pregnant zona asta. Nu-mi dau seama de unde se vede mai bine, dar o indic de pe acum. Oricum, nu mă fac amorbul găinilor față de liceul Lazar, dar pe el o să-l păstrăm pentru turul care ține direct de Parcul Cișmiciu. Însă, în spatele clădirii pe care scrie Mega Image, clădirea următoare, pentru că de aici o să revenim oricum în fața ei, dar nu strică să o arătăm de pe acum, este clădirea Casei Corpului Didactic, o altă opera lui Constantin Ioțu. De data asta se vede mai pregnant stilul neoromânesc, mai ales arcadrele ferestrelor care sunt de dimensiune foarte amplă. Și în ceea ce privește Casa Corpului Didactic, intenția clară cu campusul universitar, cu cetatea universitară este manifestă. E o perioadă în interbelii când învățământul în România evoluează foarte rapid. Asta vorbim vis-a-vis de numărul de clase obligatorii, de răspândirea mai ales la nivelul mediului rural. Putem să vedem, de exemplu, în filmul Moromeții, marele conflict care există în familie vis-a-vis de datul lui Neculae la școală, că încă nu exista până atunci încetățenit obiceiul ăsta să se facă școală de către fiecare copil. Lucrurile astea sunt lucruri reale care s-au întâmplat, indiferent cât tam-tam politic a mers pe lângă toată treaba asta. Cred că intrăm într-o mică discuție, așa că mai bine să... Așa. Sunt lucruri care au fost reale și au fost niște realizări palpabile din perioada interbelică. Acum trebuie să recunosc că am și o scăpare. De două zile mă chinui să-mi aduc aminte a cărui arhitect a fost casa asta din față și nu reușesc să-mi dau seama. Așadar și un mic apel public, mi s-a spus la un dat, am scăpat momentul să-mi notez informația și în momentul ăsta nu mai știu cui a aparținut casa, dar este sigur vorba de un arhitect. Ne aflăm cea din față, da. Ne aflăm la capătul celălalt al străzii, Gutenberg. Tot de aici ne ajută foarte mult perspectiva, pentru că el are orientată fațada către cheiul Dâmboviței, dar și din partea asta e grăitor. Ăsta este blocul Tinerimea Română. Este un alt element din cadrul cetății universitare. De data asta putem să vedem basoreliefurile care îl împodobesc la nivelul superior și care înfățișează scene alegorice, să spunem. De data asta era un bloc destinat cluburilor studențești cu săli pentru manifestații culturale, are o sală de ceremonie de vreo 170 de locuri, unde a funcționat în prezent până de curând corala, fir ar să fie cât al lapsus-o am, voiam să evoc personalitatea domnului care a condus-o, pare rău că sper să-mi aduc aminte de numirea coralei, dar este vorba de domnul Voicu Enăchescu, care a murit anul acesta, unul din personalitățile culturale marcante de după 90. Nu este armonia, îmi scapă în momentul de față denumirea propriu-zisă. Iar blocul în sine este opera unei femei fenomen. Este vorba de Virginia Andreescu Haret, prima femeie arhitect din România și prima femeie care a ajuns inspector pe această chestiune, adică o femeie într-adevăr pionier în ceea ce a făcut. Acum, bineînțeles că ne-am învârtit cumva în jurul subiectului principal, respectiv biserica aflată în prezent în renovare, situată pe gorganul care dă denumirea locului. Este vorba de Biserica Sfântul Ilie Gorgani, o biserică de secol XVIII, afectată puternic de cutremurul din 1802 și demolată ulterior în timpul domniei lui Caragea, refăcută prin contribuția mai multor boieri, dar mai ales a breslei cojocarilor. Vorbeam în discuțiile din centru vechi că fiecare breazlă avea cel puțin o biserică. Sfântul Ilie era patronul cojocarilor și mai avem biserica Sfântul Ilie Rahova în apropiere de Unirii, care tot ctitoria unor cojocari este. Breazla cojocarilor o administra, ea se ocupa de întreținerea ei și este de explicat scandalul pe care l-au făcut cojocarii la mitropolie în momentul când s-a numit un epitrop din breazla croitorilor. Pentru biserica asta s-a strigat inclusiv că avem noi act de cojocul vostru, dacă mai îndrăzniți vreodată să vă puneți peste drepturile noastre. Biserica este în sine un ansamblu arhitectonic unic în București, se remarcă în primul rând prin treptele de marmură care asigură accesul și respectiv prin compoziția arhitectonică care este una puțin mai neobișnuită cu turla clopotnița aflată pe naos,
cu dispunerea pe 3 nave. Este potrivit unui istoric al monumentelor religioase din capitală, Nicolae Stoicescu, încercarea de a adapta un monument de factură gotică la realitățile românești. Cât de reușită sau ba, asta este treaba specialiștilor. Cert este că un asemenea ansamblu arhitectonic, eu nu știu să se mai găsească în București, are, în ceea ce privește unicitatea, două clopote de o mare vechime, respectiv unul din secolul XVIII, prin 1770, făcut la Mănăstirea Moldovița, unul mai mic, și altul mai mare, realizat la începutul secolului XIX, în Polonia. Și este mare lucru că le are, pentru că în primul război mondial, în 1916, după 1916, în timpul ocupației germane, mai multe clopote ale bisericilor au fost luate de autoritățile germane de ocupație și topite în scopuri militare. Deci lucrul ăsta este o mare șansă istorică, încă se păstrează clopotele respective. În perioada interbelică a avut faimă de Biserica Legionarilor, nu avea vreo vină că era Biserica Legionarilor propriu-zis, aici era unul din locurile de adunare ale acestora. În ceea ce îi privește pe legionari, asta trebuie spus oricum, la capitolul propagandă au știut ce fac, așa cum au știut cam toți totalitariștii, în general Hitler și Mussolini și de partea cealaltă, comunismul a știut la fel de bine să facă lucrurile astea, dar în ceea ce privește legionarii, aveau acele faimoase cuiburi în care se adunau organizațiile lor teritoriale și participau într-adevăr ca voluntari la numeroase munci și aveau o adeziune fățișă față de Biserica Ortodoxă, chit că nu neapărat asta însemna că subscriau în totalitate la idealurile ortodoxe, că printre alea este și pacea. Mai înainte, în schimb, în casele parohiale ale bisericii, care au tot fost refăcute din cauza cutremurilor și a inundațiilor, a mai avut loc o parte într-un eveniment istoric, respectiv înainte de Revoluția de la 1848, membrii societății Frăția, între care Nicolae Bălcescu și Cea Rosetti, au făcut o perioadă de detenție pe aici, prin casele parohiale ale bisericii, că la un moment dat a fost o măsură din asta de reprimare, și pentru că se cam umpluseră pușcăriile, au fost nevoiți să mai cazeze și pe aici din Revoluționari pentru scurt timp, că după aia au fost trimiși în străinătate. Săracii nu au avut vieți prea liniștite, Bălcescu a ajuns să moară până la urmă străinătate la Palermo, alții s-au dovedit mai longevivi, dar oricum au fost oameni care au îndurat din greu tot pentru ideea de România. Acum, la partea anecdotică, de amintit faptul că pe la 1880 și un pic, a avut loc, pe locul cercului militar pe care l-am văzut turul trecut, un incendiu. La vremea aia nu era cercul militar acolo, era un pic mai jos de el, ci era un circ din ăsta ambulant, Kremser se numea. Acum, fie că a fost o scăpare, fie că cineva intenționat a deschis menageria ca să nu fie animalele ucise de flăcări, animalele s-au împrăștiat prin oraș. Niște tigri și niște lei au ajuns prin Cismigiu, dar aici, oamenii care se aflau la biserică au avut ocazia să vadă un elefanțel care se gândise să se cazeze, așa, să refugieze în spațiul bisericii. Tot legat de biserica Sfântului Ilie Gorgan, de fapt de Mahalaua Gorganiului, se mai leagă niște relatări a unei doamne care mie mi este foarte dragă ca scriitoare. Este vorba de doamna Doina Ruști, care a publicat de curând Ciudățenii amoroase din Bucureștiul Fanariot. Acum trebuie spunea faptul că ceea ce scrie dumneavoastră, evident, unele sunt chestii clar legendare, dar se bazează pe o cercetare foarte minuțioasă a documentelor de arhivă ale vremii și pe liste. E o muncă de chinezi, e puțin spus, pentru că e o muncă foarte plictisitoare. Ele în sine nu sunt niște documente palpitante și o poveste din asta subsumă niște zeci, dacă nu sute, de ore de muncă și e bine să fie văzută și sub aspectul ăsta. Eu nu sunt plătit să-i fac doamnei reclamă, dar e o carte foarte bună și foarte bine editată, Ciudățenii amoroase din Bucureștiul Fanariot, și are două întâmplări care se întâmplă în Gorgani. Respectiv, una este a Trandafirei, o nevastă de negustor, care se pare că la fel stătea un pic mai slab cu morala și, drept urmare, mai pleca noaptea de acasă. Însă era și o doamnă foarte bine argumentată, așa, și care știa să închidă gura bărbatului de fiecare dată când exista prilej de discuție, azi așa și mâine așa, până când în cele din urmă treaba devine flagrantă și bărbatul intentează divorț la mitropolie, ea reușește să le schimbe părerea până și mitropolitului și preoților din consistoriu, din tribunalul bisericesc, pentru ca în cele din urmă să fie prinsă într-un flagrant
și asta să facă pe bărbat să o lase, mitropolitul i-a plătit un pic acest spirit de independență mult prea pronunțat, pentru că ulterior trandafira, găsindu-și un bărbat pe care dorea să-l ia de soț, mitropolitul a condiționat oficierea cununiei de acceptul fostului soț. Da, o situație un pic mai sensibilă, iar altul care este pur legendar este vorba de o legendă a zburătorilor. Zburătorul este o ființă fantastică, are neapărat specifică mitologiei române, dar cumva caracteristică ei. Este vorba de un șarpe naripat care posedă anumite atribute de vampirism energetic, să-i spunem. E o legendă că la un anumit moment șerpii caută piatra verde și dacă o găsesc devin zburători, adică devin șerpi naripați care pot să călătorească și de regulă să lege de un suflet viu. În cazul ăsta, șarpele cu numele foarte romanesc de Axinte, se lipește de o fată din Mahalaua Gorganului și treptat îi suge energia de viață. Părinții, în primul rând, în primă fază, nu știu despre ce este vorba și o cheamă pe o moașă, pe o vrăjitoare, o descântătoare, cum doriți să-i spunem, din mlaștina Cismigiului, că la vremea aia nu aveam parc aici, eram într-o zonă, cum spuneam, plină de mlaștini, care vine, face un anumit ritual cu fata, știe cu ce se descânte șarpele, cum să-l atragă ca să-l adoarmă și îl duce în bătătură la obor, scoțându-i piatra verde, făcându-i simplu șarpe. Faptul că îl prinde luna, îl salvează de la viață, în timp ce fata moare, că se știe că dacă te atinge zburătorul, nu mai poți să supraviețuiești. Este și o baladă, spune, nu știu exact cum să o calific, a lui Ion Heliad Rădulescu pe tema asta. E o legendă care continuă în spațiul românesc și este foarte frumos din partea doamnei Doina Ruș că știe să le dea un cadru și știe cumva să le localizeze, pentru că e mult mai ușor să reproduci după aia asemenea tradiții în momentul când ai parte și de o localizare ca atare. Și o să mergem către strada următoare. Vorbeam înainte să începem povestea cu strada Gutenberg, că zona asta a fost delimitată de calea Plevnei. Calea Plevnei care începea mai din sus, adică mai de la răsărit de unde începe astăzi, că încă n-am ajuns la ea, numită în vechime Podul de Pământ. Am vorbit la Calea Victoriei, care era noțiunea bucureșteană de pod, una dintre principalele artele ale orașului, care erau podite cu bârne din lemn. E, ăsta îți spunea din nume că n-are lemn pe el, ci era mai degrabă un soi de dig menit tocmai să apere nucleul orașului de năvălirea apelor Dâmboviței și există mărturii documentare care atestă faptul că în secolul XIX-lea locuitorii Mahalalei de la Gorgan din preajma Podului de Pământ erau scutiți de serviciu militar cu condiția să întrețină acest dig prin bătătorirea pământului permanentă. A durat această denumire și acest rol până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când capătă denumirea de Calea Plevnei și devine una dintre principalele artere bucureștene. Astăzi, cum spuneam, este segmentată, dar trasarea ei a delimitat vechea gârlă din zona aceasta în partea ei interioară, în care capătă ulterior denumirea de Cismigiu. Ambele sunt termeni turcești. Cismegi înseamnă exact iaz, așa, și partea exterioară către Sfântul Elefterie, care capătă denumirea generică de Jafer, după aia apropiată de o mare grădină a orașului, pentru că în zona asta era plin de grădini, nu în sensul de grădini de zarzavaturi, ci grădini de vară, unde se puteau petrece momente foarte agreabile în perioada caldă. Grădină cunoscută ca Jafer. Jafer, greu de spus, unii spun că nu e vorba de un persoană, că ăsta e și nume propriu în spațiul musulman, ci că ar fi un termen generic referitor la Dumbravă în zona respectivă. Calea Plevnei este cea care face această delimitare între Cismigiu și Jafer, în Jafer fiind zonă de petrecere pentru bucureșteni de-a lungul a vreo 100 de ani, dacă nu mai bine. Mergem un pic în stânga ca să vedem și structura Palatului Ligii Culturale și după aceea o să revenim la expunere. Cum spuneam, în Jafer, da, este vorba de clădirea din partea noastră dreaptă și aici se observă stilul neoromânesc. Vedem pe frontispiciul balconului scris cu caractere stilizate Liga Culturală, scopul inițial al acestui edificiu. De data asta, arhitectul este același cu cel al crematorului Cenușa. Este vorba de Ion Traianescu, care a realizat acest ansamblu. Stilul este tot eclectic, neoromânesc, art deco,
se remarcă prin turnul central și prin decorațiile laterale. Din 1949, în incinta lui, funcționează până astăzi Teatrul Lucia Sturza Bulandra, al cărui probabil cel mai faimos director a fost de data asta Liviu Ciulei Junior, ca să conectăm cu ceea ce vorbeam mai devreme. Unul dintre cei mai mari regizori de teatru pe care i-a cunoscut România în secolul 20 și care a lăsat puține, e drept, producții cinematografice, dar de menționat superbul film Pădurea Spânzuraților, avându-i în roluri pe el și pe Victor Hrebenciuc, cea mai bună ecranizare a romanului lui Liviu Rebreanu. Asta este, din fericire, rolul clădirii până astăzi. Știu că în perioada comunistă am mai avut și alte întrebuiințări, dar în momentul ăsta n-aș reuși să spun care au fost acelea. Din păcate însă am avut ocazia să intru în clădire și, deși pe afară este cât de cât aspectoasă, interiorul, atunci când am fost eu acum aproape 10 ani, lăsa mult de dorit, mai ales la etajele superioare, în ceea ce privește starea ei de conservare. Pe interior se vede că este la propriu ciuruită clădirea și am avut ocazia să constat că pot să percep vibrațiile metroului. Pentru că cineva a făcut remarca că se simte tramvaiul și întrebarea a fost ce tramvai? Că nu e niciun tramvai în zona asta. Drept urmare s-a concluzionat așa foarte timid că este vorba de metrou și că ar fi bine să nu mai stăm mult pe aici, că dacă sughiță pământul odată ne trezim jos. E păcat să se pierdă un asemenea monument, dar fiindcă reprezintă la fel una din clădirile emblematice pentru perioada interbelică și pentru ceea ce Carol al II-lea voia să fie cetatea universitară a Bucureștilor. Și am ajuns la capătul actual al căii Plevnei. Cum spuneam, drumul ăsta ar fi început mai de la răsărit în vechime. El este rezultatul noilor alinieri urbanistice și a sistematizării cursului Dâmboviței. Dacă n-ar fi fost iarnă, că probabil că acum nu prea era vreme de petrecere, dar dacă eram într-o toamnă așa mai devreme sau într-o toamnă, într-o zi de mai, pe aici ne-am fi plimbat prin grădina Jaferului, unde era o terasă, dar într-un sens mai larg al cuvântului. Printre mese, printre copaci pierdute mese, se puteau face grătare în ansamblu grădinii. La un moment dat, scriitorul Nicolae Filimon le-a arătat altora aici în Geafer cum să face miel la groapă, frip haiducește, rețetă pe care o și descrie romanul Ciocoii vechi și noi. Veneau trupa lui Anton Pan cu cântăreții cu Chiosea, cu Unghiurliu și cu alții care făceau faima bisericilor bucureștene, cum le spune Ion Ghica, dar care erau la fel de buni și pe muzică de petrecere și se petrecea până târziu în seară cu ceea ce era maneaua la modul original, în momentul când oamenii ăștia care puteau să compună ad hoc și versuri și muzică gustau un pic mai mult din vinișor și începeau să se dea la treburi mai lumești. Era zonă unde se mai strecura unor și cei mai de viță aleasă ca să petreacă împreună cu restul și să se dea la veselii. O atmosferă în asta totuși de chef patriarhal, care ușor, ușor trece către moda mai occidentală și se trece de la muzica asta orientală la fel de polci și de mazurci, care implicau și dansuri, pe lângă horele care erau, să zicem, tradiționale. Erau, bineînțeles, niște soroace la care se găsea mai mult de petrecut, cum ar fi la Sfânt Toader, la Sfântul Gheorghe, evident, după sărbătoarea Paștilor. Se adunau oamenii aici ca să petreacă, majoritatea cu mâncarea adusă de acasă. Deci nu era un sens tradițional de terasă, fiecare venea cu alimentele sale, tot în ciocoii vechi și noi se descrie o astfel de imagine. Își pregăteau mâncarea pe pajiște și stăteau liniștiți până seara. Asta, bineînțeles, dacă nu era vară, nu era atmosferă toridă și atunci zăduful te îndemna să mai faci și o scaldă, pentru că în zona asta a orașului existau într-adevăr niște locuri ulterior special amenajate pentru scalda în Dâmbovița. Prin special amenajate, nu trebuie să ne duce cu gândul foarte departe, a să înțelege niște cabine care erau instalate în apă pentru cei care erau mai pudici, cel puțin ca să se schimbe. Și respectiv, la malul râului, amenajate niște încăperi, cel mai probabil tot din bârne, numite camere de sudație, adică niște forme primitive de saună, unde puteai să alternezi
în maniera turcească, băile reci cu băile calde pentru relaxare și evident că după aia simțeai că ți se face foame, drept urmare, prin prejur să amenajaseră tot așa niște grătare naționale, dar pe măsură ce clientela începea să fie mai selectă și proprietarii s-au prins că ar fi cazul să mai schimbe puțin decorul și drept urmare au început să cheme bucătari mai cu experiență, în timp ce pe tanti Safta, cum se scrie într-un text memorialistic care pregătea întâi grătare, l-au trecut-o la vase. Susținând că au nevoie de obraze mai alese și continuăm imediat povestea că am ajuns la figura centrală din zona asta de bulevard, respectiv statuia pe care o vedem în față, cea a omului politic Mihail Cogălnicianu, opera sculptorului Oscar Han. Nu știu dacă am apucat să spun la Dimitrie Onciu că sculptura este făcută de Mihai Onofrei. Da, măcar acum am spus. În cazul lui Mihail Cogălnicianu, deși este originar din Moldova, omul merită cu prisosință să stea în centrul uneia dintre principalele bulevarde bucureștene. El își schimbă numele de aici până la operă, nu mai este Elisabeta, ci este bulevardul Cogălnicianu, pentru contribuția pe care a adus-o la realizarea micii românii. Este practic primul democrat din Moldova, una dintre primele generații școlite în străinătate, venit în țară, susține desființarea aristocrației ereditare și înlocuirea ei cu aristocrația de merit, idee care este enorm de populară în epocă. Și drept urmare își atrage niște mici neplăceri, inclusiv din partea domnitorului Mihail Sturza, care îl exilează pentru o vreme. Este între fruntașii Revoluției de la Pașopt în Moldova, după cum majoritatea știm. Revoluția de la 1848 a fost înăbușită în fașă în Moldova de către Mihail Sturza cu sprijinul rușilor și principalii revoluționari, între care Cogălnicianu, Cuza și Alexandrii, au fost nevoiți să se refugieze în Bucovina pe moșia Cernauca a lui Eudoxiu Hurmuzachi, un alt mare patriot român, unde au elaborat doleanțele Partidei Naționale din Moldova, probabil cel mai vizionar proiect din cadrul Revoluției de la 1848, în care se stipulau anumite criterii, inclusiv unirea principatelor. Întors după înlăturarea lui Sturza și înlocuirea lui cu un alt Grigore Ghica, iată că iar ne lovim de Ghiculești și în sensul pozitiv, a fost ministru în mai multe departamente de stat, pentru ca în cele din urmă să fie probabil persoana cea mai importantă în cadrul divanurilor ad hoc din Moldova de la 1857, care practic au pregătit contextul unirii principatelor. La 1859 a fost direct implicat în alegerea ca domnitor al lui Alexandru Ioan Cuza în Moldova și ulterior în țara românească și a fost printre personalitățile politice de frunte ale guvernării lui Cuza, fiind și unul dintre primii prim-miniștri ai României între 1863 și 1865. Și a luat răspunderea unor legi importante, mai în glumă, mai în serios, dar cred că și cu o doză de admirație, Titu Maiorescu numea guvernul Cogălnicianu fabrica de legi. Pentru că erau, evident, o grămadă de aspecte, dar fiind proaspăta unificare și procesul încă în fașă de modernizare a statului român, care erau o sumă de procese care trebuiau atinse. Cogălnicianu și-a asumat răspunderea a multora dintre acestea, cum ar fi secularizarea averilor mănăstirești, care a redat statului 25% din terenul arabil. Legea electorală, prin care s-a mărit foarte mult baza de alegători. Legea agrară, prima împroprietărire a țăranilor, deși creditul este asumat în mare parte de Cuza și de-aia țăranii, când a murit și a fost adus în țară la Ruginoasa, s-au încolonat cu miile către cel care le-a dat pământ. Cel care dusese, de fapt, greu operei legislative a fost Mihail Cogălnicianu. Nu l-a contestat pe Cuza până în ultimul moment, nu a participat la monstruoasa coaliție și ulterior, după înlăturarea domnitorului Unirii, rolul său politic a început să apună, dar nu înainte de a mai avea o strălucire, respectiv la 1877, când declarăm război Imperiului Otoman, guvernarea Ion Brătianu Seniorul, Cogălnicianu este ministru de externe și el ne numește pentru prima oară în istorie, suntem nație de sine stătătoare, suntem națiune independentă. El ține discursul în calitatea lui de ministru de externe și plasează România în rândul statelor europene independente. A avut o treabă de onoare și cu Eminescu în ultimii ani de viață, când Eminescu era deja bolnav, Eminescu moare înaintea lui Cogălnicianu cu 2 sau 3 ani. Cogălnicianu în vârstă ia cuvântul în Parlament vis-a-vis de acordarea unei pensii lui Mihai Eminescu, pentru că Eminescu scria la conservatori, unii dintre liberali, inclusiv Brătianu, s-au opus
acordarea unei pensii poetului aflat în suferință. Cogălnician a spus că e în calitatea lui de român și că își iubește țara, n-are cum să facă pagubă niște bani dați cu speranța că unul dintre cei mai de frunte poeți ai țării își va reveni. Deci un om care și-a menținut demnitatea până la final, deși n-a fost scutit de necazuri, că se pare că avea același pasiuni ca și Alexandru Ioan Cuza, cartofor și afemeiat. Așa, deși aparent nu prea avea fizicul care să-l ajute, din potrivă, era chiar un pofticios și se vede și pe pozele din perioada aia și de la el ne rămân una din primele cărți de bucate din istoria noastră. El împreună cu Costache Negruț au făcut o carte de bucate boierești, se găsește și astăzi, deși sunt ușor nepractice rețetele, că sunt gândite pentru o gospodărie mai boierească, așa puțin. Și-a încheiat cariera politică ca ministru, primul nostru ministru plenipotențiar la Paris, unde din păcate a și murit pe masa de operație în 1891 sau 1892, dar e clar că își merită locul în București, mai ales pentru că în mare parte inițiativelor legislative luate de guvernul lui li se datorează stabilirea capitalei țării la București în discuția de la Unirea Principatelor ce să fie București sau Iași. Deci în felul ăsta e clar că e un om care își merită cu prisosință locul în actualul rond. Și acum o să ne îndreptăm spre o stradă, încă n-am ieșit din zona Giaferului și a grădinilor de vară, spuneam că se face trecerea ușor-ușor de la oriental, de la zona turcească, către moravurile vest-europene, respectiv niște danțuri mai săltate, când pantofarii stăteau pe la garduri, se uitau cum petrec tinerii și se rugau la Sfântul Spiridon, patronul lor, dă-ne taică Spiridone să mai sară cât un toc, cât un ceva, să mai avem și noi de lucru. Totodată, odată cu noile distracții, veneau și noi forme de amuzament și asta explică numele străduței, că s-a mai păstrat foarte puțin din ea din partea stângă, respectiv grădina cu cai. Grădina e ușor de explicat că suntem în spațiul grădinilor în continuare, cu cai, pentru că, pe de-o parte, aici se afla un circ al unui italian care avea între atracțiile sale și un carusel cu căluți în care se puteau da copiii, dar nu numai, se pare că se dădeau și adulții, că era o treabă inedită, și respectiv un polonez, Dunski, sper să nu-i pocesc numele, adusese într-adevăr un manej aici, unde se făcea echitație și unde se dresau caii, având și o trupă de așa zise amazoane care au stârnit rumoare prin Bucureștiul de atunci, pentru că au fost primele care au apărut în mini-jupuri. Într-o epocă în care aveai vreo 4 rânduri de textile până ajungeai la lenjerie. Asta este străduța Grădina cu Cai. Din veselia vremurilor de secol XIX s-a ajuns la începutul secolului 20 la o tragedie în zona asta, respectiv este una dintre primele locuri lovite de bombardamentele germane din primul război mondial, când încă nici măcar nu se știa foarte clar care este efectul aviației ca instrument de război, oamenii au ieșit pur și simplu să se uite la aeroplanele germane de la marca Taube, care și-au lansat bombele asupra populației și au provocat destule victime. Una dintre victime, nu în zona asta stătea din câte știu eu, este Corina, fica poetului Șteo Iosif, care deja murise. Ea este una dintre persoanele omorâte la bombardamentele din 1916 și aici am intrat într-o zonă cu un destul de puternic colorit interbelic. Putem să vedem în arhitectura imobilelor aflate de ambele părți că e o zonă care deja iese din perioada Belle Époque, care mai poate să fi strecurat până aici și intră clar în contextul interbelic. Asta este deja prelungirea bulevardului început la mijlocul secolului, mă rog, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Clădirile au de asemenea valoare arhitecturală, dar ceva mai redusă și este zona unde au ales să locuiască mai mulți intelectuali în perioada interbelică, având și tocmai renumele asta de viitoare cetate universitară. Și unul dintre ei, o să-l vedem pe partea dreaptă la numărul 12, dar mai avem un pic de mers, a fost Tudor Arghezi, poetul cuvintelor potrivite, probabil unul dintre cei mai originali scriitori ai literaturii române. Bun, literatura lui intră de asemenea în cadrul unor curente generale, curentul simbolist,
Baudelaire, Fleur du Mal, Arghezii, Flori de Mucigai, dar geniul lui este într-adevăr irepetabil și mai ales spectrul pe care reușește să evolueze de la psalmi până la Zdreanță. L-ați văzut cumva pe Zdreanță, cel cu ochii de faianță. Și pe lângă asta cu niște romane într-adevăr de succes, Cimitirul Buna Vestire și Icoane pe lemn, revista pe care a condus-o ani de zile, Bilete de Papagal, cât și cu o viață destul de interesantă, nu destul de, cu o viață interesantă, având un fiu din Flori, un băiat din Flori. În momentul ăsta am un lapsus și nu-mi vine numele băiatului, dar este o treabă, e un personaj cunoscut și a făcut și impresie altcândva. Și respectiv monah pe la Cernica vreo câțiva ani, hotărându-se după aia să renunțe la cariera clericală și chiar ironizând anumite lipsuri din cariera. Aici este numărul 12, deci putem să vedem lângă gangul de intrare în dreapta că încă se păstrează placheta care aduce aminte de faptul că aici a locuit, evident, până să se mute în celebra lui casă de la Mărțișor, unde este înmormântat astăzi și unde la venirea comunismului un poet prolet cultist a publicat prin Scânteia, mi se pare, un articol în care l-a amenințat fizic Parghezii, numindu-i poezia lui poezia descompunerii. Și drept urmare, o perioadă a fost exclus până când pragmatismul, că despre asta este vorba, pragmatismul lui Gheorghe Gheorghiu Dej, care avea nevoie totuși de personalități culturale reale, nu doar de ăștia improvizați în ideologi, a făcut să fie readus în primul plan, a avut într-adevăr o atitudine conciliantă față de regim, la fel cum a avut-o și Sadoveanu. Implicația lui politică nu-i scuzabilă, dar asta clar nu-i neagă talentul. Și a sfârșit la 87 de ani, mi se pare, i s-au făcut oricum festivități naționale la 85 de ani. Un om cu spirit al umorului greu de egalat, un tip din ăsta spirit. La un moment dat îi se pun în seamă mai multe anecdote, cum ar fi o întâlnire cu Sadoveanu, amândoi pe la Senectute. Sadoveanu mare, gras, greoi, așa. Arghezii ne întreabă, ce faci, maestre? Nu, cu un chișor în groapă. Și cu altul, tot scrii, maestre, tot scrii. Așa, sau vis-a-vis că l-ar fi sunat de la Uniunea Scriitorilor și el era cu o tânără studentă pe acasă, că nici el n-a stat chiar foarte bine cu morala. Și l-au întrebat, maestre, l-au rugat, maestre, trebuie să veniți repede. Dragă, sunt cu o tinerică acum, dacă pot, nu vin. Dacă nu pot, vin. Și... Bun, astea sunt pastile umoristice care au circulat probabil pe seama mai multor personalități, dar nu e exclus să-i pui o astfel de etichetă lui Arghezii, dată fiind firea omului. Și iată un om și cu o cultură aparte a spațiului personal, lăsându-și casa de la Mărțișor, care este muzeu și poate fi vizitată, să amintim și lucrul ăsta, că nu strică să mai facem niște pași și pe la casele memoriale ale scriitorilor din București, poate o să facem și noi la un moment dat. Așa. Exact. Acolo poate nu strică în alt tur să facem așa o excursie pe la mai multe case memoriale de scriitori. Mai ales cele care sunt muzeu și altele n-ar strica inițiativa publică să fie transformate în muzeu, că tot da. Revenim la tema casei lui Gheorghe Tătărescu, care ar fi bine să revină la funcția ei originală și ne apropiem cumva de capătul acestei zone, respectiv de zona Izvor. Zona Izvor, evident de ce se chema așa, pentru că exista un izvor care curgea înspre Dâmbovița, singurul afluent cunoscut propriu-zis al Dâmboviței este Bucureștioara, care era în partea de sus. Putem să vedem aici, în gangul de vis-a-vis, cam cum arăta o structură de case în perioada interbelică, dacă am reușit să facem abstracție de degradarea produsă de aproape 90 de ani, dacă nu mai bine. Putem să ne dăm seama că era totuși încă o vreme când se lăsa destul loc pentru confortul personal, erau numeroase dependințe, erau și camere ale personalului de servent, adică exista totuși climatul necesar pentru cei care se ocupau cu creația asta, iară în cetatea universitară, vreau să subliniez lucrul ăsta, că a fost o perioadă când s-a înțeles că în cultură e nevoie să investești și să creezi climatul potrivit pentru ca oamenii ăia să poată crea. Cultura nu este industria de producție, nu este o treabă pe care să o poți să o supui unui program și să poți să dai în cantități
de producție, e o treabă care are nevoie de cât mai mult stimulent posibil și totodată să fie ferită de cât mai multe griji cotidiene, să le spunem, ca în felul acesta să poată să realizeze cât mai multe și e adevărat, dacă noi considerăm perioada intermedie, o perioadă de glorie, mai ales prin spectru acesta cultural, mulți dintre reprezentanții scriitorilor, cercetătorilor sunt formați în perioada asta și în perioada antebelică. Mai avem de abordat un monument cu o situație de la fel de tristă, cu o situație tristă, din păcate. E vorba de clădirea de pe Colț, care deja se poate nu în stânga, da? Este Casa Pompiliu Eliade. Nicio legătură cu Mircea Eliade, nu, este o potrivire de nume. Pompiliu Eliade a fost eleva lui Bogdan Petriceicu HD-ul, că el a dat denumirea străzii când avea putere în urbe. El a redenumit strada după profesorul lui, Bogdan Petriceicu HD-ul. Înainte strada asta se numea Apollo. Cu studii în Franța și cu teză de doctorat interesantă despre influențele franceze asupra mentalității românești, a fost o perioadă și director al Teatrului Național. O firă foarte generoasă, chiar exagerat de generoasă, se pare că a murit lăsând niște datorii și o casă abia terminată. A murit destul de tânăr, ca să spunem așa, și la puțină vreme casa a ieșit din posesiunea familiei și putem să vedem o practică încetățenită în perioada comunistă, aia de a popula casa cu niște persoane de proveniență îndoielnică ca să se asigure o distrugere cât mai sistematică a ei, cumulată cu practica de după 90, de ce dacă e monument istoric, las-o să cadă și după aia vedem noi ce o să facem. De aminti faptul că luminatorul, corpul central octogonal, este inspirat direct după castelul făcut de Bogdan Petriceicu HD-ul la Câmpina. E, pentru că este făcută la indicațiile lui Bogdan Petriceicu HD-ul de către arhitectul vienez Henry Zuskind. Henry Zuskind, cel care realizează și hotelul Atene Palace. Adică este și un arhitect de marcă cu fica, mi se pare, rămasă în România. E o clădire unică a Bucureștiului. Indiferent ce destinație s-ar da, nu merită să aibă finalul ăsta pe care îl putem vedea deja manifestându-se aici. Și era o casă care dădea un ștaif Bucureștiului, mai ales că e într-o zonă extrem de vizibilă și a fost dintotdeauna la o întretăiere, la o răspântie, păstrând între ultimele care păstrează amintirea vechii zone izvor Uranus, care acum se află sub Palatul Parlamentului și despre care o să mai vorbim în cadrul unui alt tur. Și acum ne îndreptăm spre punctul final, respectiv Facultatea de Drept, dat fiindcă vârful zonei astea delimitate de chei și de Bulevardul Elisabeta, ultima zonă, nu mai cuprinde nimic notabil din punct de vedere arhitectural, deși sunt plăcuțe care atestă faptul că au fost locuite de personalități cum ar fi Lia Manoliu sau Anton Șuteu, compozitorul. Însă mai avem în partea dreaptă, pentru că este cumva, nu puteam să trecem peste, că e cumva nucleul cetății universitare, este vorba de Facultatea de Drept. Facultatea de Drept, înființată de către profesorul Nicolae Bazilescu, a fost una dintre primele facultăți din România, împreună cu cele de teologie, de științe și de litere. Și localul ei actual îi se datorează tot arhitectului Petre Antonescu, care o realizează în anii 30. Însă, legat de realizarea acestui edificiu, stă una dintre cele mai celebre greve studenței și acum avem și itinerariul complet făcut ca să o putem ilustra. La momentul construcției este imediat după marele crah de pe Wall Street, deci suntem în plină criză financiară în anii 29-31. Asupra studenților la drept se pune o taxă, dacă nu mă înșel, de vreo 3.000 de lei, o sumă serioasă pentru vremea aia. E serioasă și azi, dar greu să facă estimarea în banii de atunci, pentru a contribui la construcția facultății. Evident că cei mai săraci dintre ei nu aveau banii ăștia și marea problemă este că neplata acestei sume atrăgea neadmiterea în examen. Adică nu conta cât mai învățai, că nu te primeau la examene. Și drept urmare, mai mulți studenți strânși pe strada Gutenberg, unde am fost, unde exista o cantină studențească din asta cu buget redus, se hotără să facă o grevă cum? Rup din scaune și din mese, sună violent până acum, le bagă sub paltoane, că era vreme cam ca acum,
vin la Facultatea de Drept, se așează în fața ei și opresc pe studenții care plătiseră să intre în examen, făcând astfel o grevă generalizată. Din păcate, mișcarea lor nu e înțelesă cum trebuie de unul dintre cei care preda, iată, lumini și umbre în viața fiecărui om. De Iorga până acum vorbim numai de bine. De data asta, Iorga n-a înțeles, s-a lăsat un pic și cuprins de orgoliu, de care nu ducea lipsă. A spus că este curată neobrăzare ceea ce fac ei și a plecat de la examen, vorbind între timp cu cel pe care l-am întâlnit deja, cu unul Costic Argetoianu, care la vremea aia era de fapt cel care conducea guvernul, deși Iorga era prim-ministru, deci Iorga prim-ministru încă preda. Iar Argetoianu are foarte proastă inspirație, se trimite jandarmii. Domnii pedeștri pe care i-am găsit în capătul străzii Eforiei. Îi împrăște pe studenți aici, dar 3 zile mai târziu, în fața statuii lui Mihai Viteazu de la universitate, erau 3.000 de studenți, s-au solidarizat studenții de la toate facultățile cu cei de la drept și au vrut să pornească într-o manifestație către Palatul Regal, pe care l-am văzut în turul de pe Calea Victoriei. Așadar, plecau de la Mihai Viteazu, făceau dreapta la cercul militar și o luau înspre palat. Acolo sunt întâmpinați de forțele de poliție și de jandarmerie comandate de generalul Gavrilă Marinescu, care are legătură și cu facultatea propriu-zisă. O personalitate nu prea populară în timpul domniei lui Carol al II-lea, omul lui de încredere, mâna lui forte, care încearcă să-i țină, dar din îmbulzeală îi ajunge în brațe o studentă care îl zgârie pe față, generalul având o eșarfă albă care se îmbibă de sânge și ăsta este drapelul de luptă al studenților. Forțele de ordine reușesc să îi împingă în jos pe Elisabeta și ajung la clădirea Senatului, actualul Teatru Elisabeta, unde senatorii, sunt chemați și pompierii din spatele primăriei ca să intervină, ăștia pun furtunurile de apă pe studenți, în timp ce senatorii se amuzau de la balcon pe seama manifestației. Ei bine, studenții reușesc să câștige un avantaj, pun mâna pe turumbe și le trag și senatorilor un duș ca mulțumire pentru sprijinul pe care l-a acordaseră. Carol al II-lea, care nu era insensibil la mișcările populare și la evoluția popularității sale, cheamă a doua zi o delegație de 12 studenți dintre cei mai săraci la Palatul Regal. Am vorbit de masa aia foarte simandicoasă pe care l-a dat, dar au ieșit beți și flămânzi. Dar le-a ținut cont de cerere și a eliminat această taxă și în felul ăsta a fost realizată Facultatea de Drept, care se remarcă din punct de vedere arhitecturii prin statuile care decorează intrarea principală, marii legislatori ai lumii antice, Solon, Licurg, Papinian, Cicero și Justinian. Dacă primii doi sunt semi-legendari, Cicero este o personalitate istorică bine definită, cel cu celebrele catilinare, printre altele, care a apărat cu cerbicii Republica Romană până când i s-a cerut să-și taie venele. Papinian, jurist din perioada Imperiului, Imperiul Roman prin excelență a dat lumii europene dreptul, adică dacă Grecia i-a dat cultura, să spunem că Ierusalimul i-a dat religia, Roma i-a dat dreptul, i-a dat legile. Și Justinian, împăratul roman din perioada târzie, sub a cărui îndrumare se realizează Corpus Iuris Civilis, cea mai mare colecție de drept de până atunci, sub marele chestor al Palatului Sacru se numea, principalul jurist Trebonian. Și de acolo codul lui Justinian a fost folosit până în perioada modernă, inclusiv în spațiul românesc, cu unele influențe bisericești apărute ulterior, cât și prin cele două basoreliefuri aflate pe laterale, una înfățișând eliberarea unui sclav roman în forum și cealaltă chiar pe împăratul Justinian în mijlocul juriștilor și care sunt opera sculptorului Mac Constantinescu. Mai înainte să fi fost edificată clădirea actuală a Facultății de Drept, tot aici s-a găsit un celebru teren de sporturi, se numea Arena Venus, și pe el evolua una dintre echipele favorite ale Bucureștiului din perioada ante și interbelică, respectiv echipa Juventus. Acum eu la capitolul sportiv nu excelez, nici fizic, nici în cunoștințe, dar era una dintre echipele iubite de către bucureșteni, patronată, culmea, chiar de generalul Gavrilă Marinescu, și se pare că putea să-și permite să joace cu echipele de primă ligă din București și foarte renumită inclusiv
prin membrii galeriei, care erau conduși de doi tipi care contrastau foarte puternic, respectiv de Nicu Chibrit, care era un tip foarte înalt și deșirat, așa o pălugă de om, tot asemăna cu un băz de chibrit, fiind cu un cap mare și cu un corp foarte subțire, cu o voce din asta foarte groasă, aparent făcuse ceva cursuri de teatru și nu mai știu exact dacă cu Lucia Stoza Bulandra chiar sau cu altcineva, dar o saluta foarte cordial așa și doamna se amuza, iar de partea cealaltă era Fane Barosanu de la Obor, liderul galeriei adverse, care era un tip foarte scund, foarte gras și cu o voce, culmea, foarte pițigăiată. Și asta făcea un contrast foarte amuzant pentru cei care participau, dar fiindcă Nicu Chibrit era înalt, de se spunea că și-a prindea țigara direct din felinarele stradale. Asta era atmosfera Bucureștilor de altă dată și a fost un regret în momentul în care a fost ridicată clădirea, dar clădirea în sine este un monument de arhitectură. E imposibil de negat valoarea ei. Anumite lucruri rămân în spațiul romanticului, în timp ce altele ar fi bine să n-ajungă un obiect al romantismului, cum este vorba de casa lui Pompiliu Iliade, pe care am văzut-o ceva mai sus. Data viitoare ne vedem în sus pe Calea Victoriei. Da. Ca în felul ăsta să terminăm perimetrul ei. Și după aceea vom continua cu următoarele tronsoane și din sus de Facultatea de Drept și cu Parcul Cismigiu. Mulțumim! Pe data viitoare. Mulțumesc și eu. Mi-a părut bine.